Salutare dragilor, cu ocazia unui nou episod tare de tot, nu mai e nicio noutate că din când în când aici, în acest studio BAC 52, mai vin celebrități din lumea sportului, din lumea fotbalului în special. Invitatul de astăzi a făcut cu adevărat istorie în România, unde a reprezentat la cel mai înalt nivel și din multe puncte de vedere un club extrem de galonat, e vorba de rapid, N-a trecut neobservat în Turcia, acolo unde de asemenea a intrat în istoria celor de la Beşiktaş, plus alte realizări care au legătură și cu echipa națională a României. Din păcate, până acum am avut nevoie de câteva săptămâni bune pentru a-l prinde sau surprinde sau pentru a-l aduce aici, că de câte ori Voiam să-l aduc pe Daniel Pancu, cu era cu echipa națională sub 20 de ani, Baerea era plecat cu sărbătorile Pascale, ba era la alte podcasturi, pentru că a fost un personaj extrem de cerut la podcasturi. Am reușit să-l aducem uh, alături de dumneavoastră și de sponsorii și de prietenii noștri de la uh, Betano. Gata, am reușit Salut, să trăiesc. Cristos a înviat a că este prima adevărat. întâlnire după Paști. Da, chiar pe mine unul uh, m-a surprins, uh, pentru că foarte puțini oameni din fotbal sunt uh, ceruți la podcasturi. Ai văzut că e mania asta. Și nu dacă cred că să... am apucat să povestesc nici măcar 5% din viața mea așa Păi de-aia ne-ai apucat, că ai așteptat să vii aici. Noi da. e și bă, sunt aproape hotărât să-mi să dau acordul și pentru o carte scrisă despre viața mea așa în, în general, pentru că am de mult... Oferta asta, sunt vreo 5 ani de când mă tot bate cineva la cap, și cred că până la urmă o să. o să-mi o să dau acordul. Deci, viața. de deci, ce uh, ai stat pe gânduri? Că ce te-a reținut? Nu știu cum să vorbesc despre colegi, pentru că sunt multe personalități ale fotbalului românesc, și nu știu cum să le dau inițiale sau. pentru că nu-mi place mie să vorbesc despre alte persoane. Îmi place să vorbesc despre persoana mea, despre lucrurile bune și alea mai puțin bune care le-am făcut în, în viață, dar. Fără să implic și pe alții. Aici e singura Așa. mea problemă. Atunci ori trebuie să le ceri acordul. Ori trebuie să le ceri și acordul. Uh, da. Ori trebuie să le dai inițialele și. Și se află imediat. Nu că se află, dar nu de... e. Adică să-i spui lui Hagi JH. Nu e ce trebuie. Da. De asta e mai complicat. Uh -huh. Da, bun. Pe logica asta uh, nimeni n-ar fi scris o carte despre el vreodată sau nu și-ar fi dat acordul, că no, și că... Ibrahimović a deranjat poate pe cineva, no, și că... Mourinho, dacă... și Lucescu, și Hagi. Eu nu mint, cel puțin bărbații nu-i mint deloc. Uh... <laughs> adică a <laughs> adică început bine. Deci, da. dacă sunt de acord cu treaba asta, trebuie să spun adevărul tot timpul și îți dai seama că nu e. Sunt unele momente care nu, fac deliciu uh -huh. celor care citesc sau, sau ascultă, dar... Nu e convenabil pentru... Trebuie să cer acordul cu vorba Dar sunt convins că multe dintre cele care ar putea să intre în această carte nici n-ai apucat să le povestești. No, nu, nu. Băi, oricum, cred că îmi trebuie jumătate de an mai să le adun. Să vorbesc cu lumea din, din anii ăia și să-mi tot aducă aminte. Da, te așteptai vreodată să ai o viață din asta de, de roman? Nu știu, că bă, oricum în fotbal le-am făcut cam pe toate. Deci, în fotbal am jucat pe toate posturile, am jucat în toate ligile. Deci, începând cu echipa națională Champions League până la Liga 4, am prezențe peste, peste tot. Bun, un, sunt un mulți fotbal care... pe toate posturile, iarăși e un lucru foarte greu. Foarte greu. Și pă, spuneai mai devreme, nu am trecut, nu am observat așa pe da. mai pe nicăieri. Da. Da. Bun, da, sunt mulți care au reușit performanțe în fotbal uh, și care au jucat uh, la toate eșaloanele și la echipa națională, însă foarte puțin după ce s-au lăsat au rămas așa în centrul atenției și dincolo de cariera de antrenor, dacă vrei. Da? Cum ai, uh, ai reușit să fii atât de uh, cerut la podcasturi, de mediatizat? Nu, eu cred că e. De... stilul meu, ăsta bă, direct și. Mai departe e treaba voastră, pentru că voi mă chemați. Că dacă nu mă chemați voi, eu nu mă iau auto să știi. Da, da, ai și ce povesti, că de-aia te cheamă lumea. Că, că dacă am... erai unul care nu spunea nimic, care n-aveai ce să povestești și multe altele, nu știu, lumea spunea, nu bă, n-ai ce să faci cu pancone. povestit am mult. Ai multe? Mult. Le-am trăit pe, pe toate. Da. Acum, ce trăiești în momentul de față, din punct de vedere profesional Știi? Profesional da. știi foarte știm. bine unde sunt, sunt la federație, mi-am... Am avut astea șase jocuri la uh, U20, 20, la da. U20 uh, mulțumit în mare parte de ce s-a întâmplat acolo, de evoluția jucătorilor în special, pentru că ăsta e obiectivul principal. Cred că undeva la jumătate dintre ei, pentru că au fost 40 de jucători selecționați în, în trei acțiuni de câte două jocuri, cred că jumătate dintre ei cel puțin 10, cel puțin sigur, nu 20, vor îmbrăca tricoul echipei sub 21 mai mai departe. Dacă reușesc și ceilalți 10, deja e, e o satisfacție pentru mine. Dar pare că e ceva așa de conjunctură, la cum te cunosc și te simți, nu e ceea ce îți dorești tu. A fost o experiență extraordinară, Atât. să știi. O experiență extraordinară. Mulțumesc celor din federație care s-au gândit la mine și eu mă felicit acum că am acceptat, pentru că noi e cu cine vorbeam din fotbal. Dacă vrei să nu să te faci de, de râs, dar oricum e o situație complicată pentru că e un lot cu alt specific, ești, selecționează întâi cei de la U21, cei de la U19 care au jocuri da. oficiale. Și ce mai rămâne și, ești tu? Ce rămâne la U20 și n-ar fi o problemă nici asta, doar că ai adversari cei mai buni din Europa, doar adversari din, din vest. m am simțit cumva și fără să exagerez cu comparațiile ca și cum aș antrena în Champions League, dar un Champions League cu caracter amical. Pentru că a fost o adevărată provocare și pentru mine să pregătesc jocuri uh -huh. împotriva unor adversari atât de puternici cu. nu cu ce rămâne, pentru că nu e. nu știu că nu întotdeauna, cel puțin la vârsta asta, poți să spui că când sunt doi jucători pe post și unul trece mai sus sau e bă, selecționat în altă parte, e mai bun automat și decât ce poate un, de da. formă, de formă. Oricum, probleme cu selecția au fost pentru că, din păcate, știți foarte bine, baza noastră de selecție e una redusă în acești ani. Uh, probleme da. care, din păcate, nu vor uh, dispărea prea curând. Asta pe plan profesional uh, și pe plan personal, că ai că nu te ferești de absolut niciun subiect și aici intrăm cât se poate de, hai să spunem, de adânc, de profund în viața invitaților. Personal sunt, Personale și bine? Sunt sănătos. Analizele bine, iarăși chiar și ieri am făcut altele. Deci e principalul lucru care... Uh, Ăsta e chiar principalul lucru care mă interesează în viață, plus, plus copiii, sănătatea copiilor și normal la celor din familie, soția, părinți, dar, dar după. Dar asta cu analizele e de ieri, de azi? Preocuparea asta de a face analize des? Am rămas din, din viața de jucător de două ori pe an când făceam vizita medicală în Italia, în Italia o dată pe lună făceam analizele și e foarte important pentru că... O dată eu... pe lună în Italia? În Italia, da. da. În Italia și vorbim de 23 de ani în urmă. Da. Da. O dată pe lună analizele de sânge, pentru că îți vede absolut tot ce lipsește, ce ai, ferează Dumnezeu, de, de vreo problemă. Uh -huh. Și am rămas setat pe, pe lucrurile astea și cred că e important pentru că se pot În zilele noastre auzim, din păcate, multe, multe, multe probleme la, la oameni tineri de seamă cu noi și mm -hmm. uh, și știm la e ce... bine să uh, să prevenim. Adică și o ușoară formă de ipohondrie în ceea ce te privește? Nu, nu. 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 Ipohondru, să știi că, că nu sunt, cu toate că sufeream foarte mult când eram accidentat. Uh, e o stare pe care uh, greu treceam peste, peste accidentări, chiar dacă aveam o capacitate foarte bună de de revenire, eram undeva la, la, jumate, toată lumea spunea că sunt foarte bun de carne, sufeream foarte mult. Dar ipohondru nu. Nu, adică nu. Mă, mă, gândeam că te tem de o anumită boală, de tot îți faci analize și spui, domne, vedem la oameni de vârsta noastră ce se întâmplă și chiar, din păcate, așa e. Și ca să nu te prindă ceva pe nepregătite, de aia Nu, tot... e bine să, să le prevenim, pentru că sunt atâtea teste în ziua de azi și îți apare orice... Da, Sănătatea normală, că ar trebui să, să fie o prioritate pentru absolut toată lumea. Deci asta o dată în plan personal. Apoi copiii uh, care, uh, nu știu, nu au fost văzuți foarte des și din cauza sau datorită vouă, părinților, care n-ați vrut să mediatizați nu, povestea dar, asta. Ce râs, că nu e vreun fenomen, niciunul nu e. Sunt copii absolut normali și nu... Da, scalcă vreunul pe urme? Sau... Nu, și m-am bucurat. Ai pentru... o fată și un băiat, nu? M-am bucurat foarte mult pentru că băiatul e antitalent fotbal total și am fost cel mai fericit părinte din, din, punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că pe toți pe care am auzit sufereau că nu le-a călcat pe urme copilul. Nu, nu. nu. E o presiune suplimentară pe copil când ai un nume, când te cheamă uh, Pancu și te întreabă imediat lumea dacă ai vreo legătură cu, cu Pancu, e mai bine să, să nu fii implicat în lumea asta a sportului, a fotbalului, decât dacă ești foarte, foarte talentat. Da, dacă ar fi fost un, un, un geniu al, 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 sportului, da, m-aș fi bucurat, a zis, iau, uite bă, da. Dar așa să fi fost un jucător mediu, nu, nu, mai bine așa. de ai spus și lui uh, acest aspect, tată, dacă nu ești super talent, uh, uite, ar fi mai bine să renunți. Am pentru fost că... și l-am văzut la două antrenamente cum lovește mingea și am plecat acasă și i-am spus lui Maica sa Da mai mult de o lună n-are rost să mai ții acolo că o să înceapă lumea să râde de, bă, și de tine și de mine. Nu că bă, câți n-au fost așa la început. Bine, în două săptămâni s-a lăsat, uh -huh. într da, nu, într-o lună. Dar nu ți-a fost teamă că o ia într-un alt fel, că îl descurajezi sau că... Nu, nu, nu. Nu, nu păi dacă nu-i plăcea... nu-i plăcea? E... Nu. Copil... Cumva era dus cu forța. Da, copilul trebuie să-l să, să facă ce-i place. Ce inclinație are el să-și le dezvolte. Și acum, către ce zonă crezi că se va îndrepta? Că e... La anul să aibă bă, Bacu. Oho, ești un... Cum era aia? Sunt un tată se bătrânel la... și am o fată tot model. Se, se gândește la, fel. la... Da, foarte repede a trecut timpul. Mi-aduc aminte că s-a născut. Doamne, doamne. Am petrecut trei zile înainte și vreo trei după. Da, aia bă, rămâne în istorie. Nu sunt nu Și de câte am vorbit cu el, vrea să plece la... Să studieze în, în străinătate. Ori mi-a și spus țara Olanda, vedem acum, nu știu. Mm -hmm. Depinde de el. Toma Depinde. astăzi am aflat și eu cu nepotul meu a fost admis. Iată, Ia auzi. care este drumul copiilor în ziua de astăzi? Nepotul meu a fost admis uh, la o bursă și la Barcelona și la New York. A aplicat a uh, Mulțumesc felicitări. că a aplicat în două locuri și iată, a fost primit uh, felicitări lui, da. dar uite cum așa pleacă, așa unii copii pleacă, pleacă, de, de, pleacă. De, de nevoie că să duc să muncească. Iar alții pleacă de voie și tot singur da. rămâi. Acum o dau un, da. <laughs> un dramatism da. așa, da. dar cam asta e uh, nu știu, uh, viața după anumită vârstă, să rămâi singur. Exact. Și spuneai că ai petrecut de deci ce ai intrat în istorie? Că era primul copil și ți-l doreai da, de... Da, Și da. era și băiat și uh, au fost o, o conjunctură din asta nefavorabilă, dar favorabilă, pentru că jucasem cu câteva zile înainte de nașterea lui un derby cu, cu Fener, Beșictaș cu Fener, am ieșit la pauză cu și cu emoționat și fractură de coaste. Oh. Deci mi-a intrat, nici nu mai știu era brazilian de la Fener. Mi-a dat cu coatele prin fi cap. Fost asta și Alex? cu, cu nu, Alex nu făcea din asta. Nu făcea. A jucat Alex, dar nu, nu făcea el. Și cu doi genunchi direct în, aici în coaste și am făcut a doua zi uh, remeneu. Mi-a dat verdictul undeva la o lună de pauză. Și antrenorul știa, da. a spus, du-te acasă, stai cât vrei tu, o săptămână, două, cât vrei, două, două săptămâni asta prin România, dar uh, trei zile și trei zile am petrecut și o săptămână am dormit după aia. <laughs> Atunci se ne da, 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 da. Deci a picat bine până la urmă accidentarea, A picat că spune bine, de conjunctură nefavorabilă. Da, 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 da. da. Și petrecere da. cu -a tot a fost, ce trebuie. Un continuu, un continuu, da. da. Că l așteptai de mult și băiat. Da. Și a venit apoi ca să ducem povestea până la capăt și o fetiță. Da, a și fetiță în 2011, băiatul în 2005, și așa în plinire, să tot ai zic eu, uh -huh. își dorește toată lumea să aibă o fetiță și un băiat și îmi doresc în continuare și cu actuala soție, mai doresc copii. Da, era următoarea, mă rog, abordare a acestui subiect, pentru că numai un secret s-a scris, s-a spus de că ce ai secret? divorțat, Și că ți-ai ți refăcut. Nu, dar scrie peste tot. Și întrebarea e legată în continuare de copii, cum e departe de ei? Sigur că nu sunt în alt oraș, tu nu ești în alt oraș, dar nu mai stați împreună, nu, nu mai... Este aproape. A fost foarte greu la început. A fost, nu? Cred că mai greu pentru mine. Pentru mine cu siguranță foarte greu, pentru ei nu, pentru că astea sunt avantajele unui divorț la un, la un sportiv pentru că noi o să fim cu adevărat părinți, că nu o să fim bunici, pentru că plecați mai tot timpul prin cantonamente, copiii nu, copiii stăteau trei zile pe săptămână cu mine sau cât am fost în străinătate, îi vedeam de multe ori o dată la lună, o dată la două luni. Deci nu au prezența mea zilnică în, în casă, o au pe mamă zilnică. Dar cel puțin primii doi ani, să spun, sunt patru ani de acum, s-au făcut patru ani, primii doi ani mi-a mi fost foarte greu. Foarte greu că vrei, nu vrei, e subconștientul care care lucrează, și e, e suferința aia, trebuie să fii foarte puternic să treci, pentru că, ferească Dumnezeu, am auzit de, de cazuri de, de persoane care au divorțat și din lumea noastră a fotbalului și care au suferit foarte mult, unii dintre ei, ferească Dumnezeu, nici nu mai sunt printre, printre noi. Și îți dai seama, la un moment dat, dacă nu are rost că ai spus tu mai devreme, foarte bine. Ei cresc și pleacă. Oricum. Da. Deci oricum da. ei cresc și pleacă. Da, dar în momentul ăla în care te rup de ei până pleacă, cum ai zis și tu... Te e. rup, dar uite că locuim la 10 minute cu mașina unii de, de alții și bă, practic pot să-i văd când vreau eu. Ăsta e un caz fericit, că da, în multe alte caz fericit, cazuri da. nu se întâmplă da. așa. Dar te-au condamnat vreodată că ai plecat? Nu, nu. De acasă? cum să mă adică... condamne? Nu știu, poate e un termen prea dur. Ți-au reproșat că ne-ai părăsit, că ai părăsit-o pe mama lor, că. Nu. nu, nu. Știi cum sunt copiii. Dar n-am părăsit eu pe mama lor, nici mama ei pe mine. Mama, mama lor. Pe lor. Pe anu? Mine. Nu, a fost până la urmă atâtea neînțelegeri și v a spus că e mai bine fără. Uh -huh. Deci, practic. La început a fost așa de de probă și după aia am spus, lasă, mai bine la așa. Deci, practic, exista tensiune în casă. Da. Și altfel nu puteam să divorțăm dacă nu exista tensiune. Cum se... Ba da, de ce? Cum? Cum? Din, să meargă lucrurile bine și nu <laughs> Nu! Nu e obligatoriu să te desparzi de cineva dacă nu te-ai certat non-stop cu ea sau cu el. A, bine, și asta, da. Da, se uh... poate întâmpla, dar n-a fost cazul aici. Deci voi vă certați? N-a fost cazul aici, da. da. Vă luați de la orice? Da. da. După o relație, pentru că la vremea aia, căznicia voastră nu neapărat că a fost mediatizată, dar era cunoscută și prin prisma faptului că ea era sora, sora lui Naestanciu. Capitanului de la Rapid. Da. Capitanul de la da. Rapid. Da. 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 Și uh, iată, după atâția ani, uh, ai pus punct sau ați pus punct? Nu Am mai se putea, nu? Punct, nu pus punct, nici, eu nici ea, amândoi. Uh -huh. da Și a fost mai bine, dar și copiii au fost de acord, cum că îi și pe copii Ai, ai întrebat? Da, cum să nu? Chiar dacă erau mici, uh, înțelegeau lucrurile foarte bine. Da. Și uh, ulterior ți a refăcut viața uh, alături de o primă iubire? Sau cum să o numesc ai pe Andra? Cum primă iubire? iubire... Uh, o iubire din tinerețe sau uh, vă știați de mult sau... Nu? Da. Păi, da. Am înțeles eu ceva de la tine, da. că nu am da, uh, da, stat. Să... Da. De când de mult? Din adolescență sau de când? Din Când ne -a venit la București? Cu fost asoție am mai avut o perioadă în, în care n-am mai locuit împreună. Prin 2001-2002. Da. Ceva de genul. Dar nu. Și nu atunci... erați divorțați oficial. Nu, dar nu eram căsătoriți. A, voi n-ați fost căsătoriți. Nu, eram. Am fost căsătoriți din 2009. Ah, ok. Da. 2009, o dată. Am iubit, cum da, să spunem. Da, da așa. Și am cunoscut pe Andra. În perioada aia. În perioada aia. Așa. Da. Să, nu știu, așa, de o iubire de o vară, să spui cum mm -hmm. e cântecul. Da. Pentru că ea avea job în străinătate, după care am plecat și eu în străinătate. Da, nu la ea, tu cu treaba ta. Eu cu fotbalul, da. la, la, Istanbul. Da. Și nu am mai... Ne-am mai întâlnit în anii ăștia... Bă în 2001 până în 2019, 20, sunt 18 da. ani. Cred că de 4 ori dacă ne-am întâlnit. Odată printr o printr-o benzinărie, o dată... Așa, am așa Prin dorobanți eram la un restaurant. Nu, nu, fără... Am înțeles, am nu. înțeles. Adică așa, întâmplător pe... Bună, bună, da. Ce am, faci, da, am fapt, tu, da, bine, așa, eu, bă, am un copil, doi, tu, da, și o căsătorită, bă. Nu hai, un minut, discuții da. de un minut da. Și după aia destinul ne-a ne dus din nou împreună Deși știi, nu vreau să intru în detalii aici Dacă vrei tu să comentezi bine, dacă nu, nu A apărut în presă la vremea aia când lumea v-a văzut împreună Că de fapt tu trăiești cu ea fiind divorțat Și că Mihaela a, a tot declarat pe aici, pe acolo unele chestii ca ai înșelat-o cu Andra și așa mai departe Ferească Dumnezeu, niciodată n-am înșelat-o cu Nu, niciodată și că nu trăiai în paralel și cu uh, soția de care nu divorțasei uh, și cu Andra. Nu există așa ceva. Dar ai citit, nu? Ca... pe cuvânt, da. Nu, de multe ori au făcut o amantă în ziare. Exact, exact. Nu n a existat niciodată, n-a fost niciodată amantă. N-a fost. Niciodată. Deci din momentul în care tu uh, ai început o relație cu ea, din nou, adică din nou ca a fost și iubirea de o vară, da. uh, N-ai mai uh, fost și în altă parte, la soție, la... Uh, alt Cineva și așa mai departe. Nu, Termina. Nu, adică nu. erai uh, un om liber. Exact. Uh -huh. Exact. Liber, liber. Liber cu acte. Da, am înțeles da. pe el, da, era, era culmea da. să nu fi fost divorțat. Păi, nu că poți să mai divorțezi așa de probă un an și. Da. Să... Și cum a fost întâlnirea asta? Neașteptată? Reîntâlnirea cu ea, cu Andra? Adică, <sus> nu știu, sperai că în, în, în viața asta o să vă mai uh, lege ceva, dincolo de bună-bună? Niciodată nu. nu, mă gândeam și deci eram după un meci ultimul a turului, eram la rapid antrenor. Da. Venea vacanța de iarnă, mă gândeam unde să plec în vacanță și a, aveam ziua banchetul, Bă, era banchetul în ziua aia. Foarte frumos, chiar dacă era iarnă, 7, 8, 10 decembrie, cât a fost. Dai, uh, cât este mai... A, așa, da. Mă trezisem, dimineața la, după ultimul joc. După banchet? Mă pregăteam de... Nu, a, înainte de, banche. de banchet. da, da, da. da. am văzut un mesaj de la, de la ea, dar foarte ciudat. Am și zâmbeam așa, că era dimineață. Pe păi ce scria? Era să secret? E secret? m-a întrebat ce fac. <laughs> de o mamă, mă, ce să fac la ora asta? Da. Și de la cine să primesc eu mesaj la a doua zi? Se scrisese pe undeva că ai divorțat? Adică știa că ești liber? A, știa, a, știa, știa, a, 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 știa, a, știa. Da, 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 dar păi nu e chiar aia ai. A, păi și ți Era, ți păi eram divorțat de, de 8 luni. A, ok. Deci, practic, ți-a dat mesaj cu ce faci. Da, ce fac? Și spus, stau un pat, Păi, schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz. Am mâncat la prânz și asta a fost. A, de atunci da. ați rămas împreună. da. Da, bine, a contat foarte mult istoricul normal, de dinainte, normal, că așa normal, normal. nu se întâmplă să te întâlnești cu cineva normal, și după normal. aia să rămâi... Normal, uh, normal. Dar n-ați, uh, cum să spun, uh, visat la căsătorie? la Probabil că a spus, domne, hai să vedem ce se întâmplă și dacă ajungem în, uh, într-un anumit punct... Uh... Eu nu mă gândeam niciodată, plus că știam că e măritată. Știam că ea e măritată, adică habar nu aveam că nu mai era de patru de ani și ea e Ah, Atunci când ați ieșit la acel prânz aia? În 2019, da, da. Aha. Și când ți-a spus că e divorțată, ai Păi altfel, mai dădea mesaj, dacă nu era divorțată, Păi tu ai, tu ai zis mai devreme păi că nu, se mai întâmplă nu, în lumea asta nu, să se mai dar -a nu, de fel nu, de amantlăcuri nu a pus cazul că după da. Care sigur se condamnat, atenție, noi nu susținem așa ceva, să nu începe să comentați acolo că nu susținem așa ceva, dar ne place să iscodim uh, personajele. Uh, și de acolo o poveste frumoasă care s-a transformat în, într-o căsătorie, nu? O acte în da, regulă. Da. 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 Ce ți-a plăcut la ea așa, după ce ai început să o, să o cunoști mai bine, să Nic o descoperi? Dacă nu venea pandemia, nicio șansă. Pentru că am stat un an împreună și am cunoscut toată viața. Am, uh -huh. am povestit și foarte multe asemănări și ea foarte mult timp singură prin străinătate. Eu la fel, fiecare cu cariera lui, fiecare aproape de, de unul singur, foarte multă muncă. Eu am cunoscut familia și după aia am fost convins că sunt pe drumul cel bun. Uh -huh. Deci, Andra, pe tine te-a ajutat pandemia. Dacă da, o grămadă da, de da. oameni condamnă pandemia și, pe tine, și pe acuma, voi și, de fapt. Și acum, zilele astea, chiar vorbeam și plângem după, după vremurile alea. Da? da păi da' cine vă oprește să vă izolați da. în casă? Na, nu e. Păi, ia, vă, eu, eu da, eu pot să mă izolez în casă, că eu am trezut o dată la patru luni, în rest nu am treabă de, de făcut, sau cel puțin ultimul an asta am făcut, dar ea nu de dimineață până seara Da, atunci așa s-a întâmplat. Adică, ați prins pandemia de la început, v-ați izolat în casă Am și da. v-ați povesti viețile, exact, exact, filme, exact, exact, tot exact, felul exact, de exact, mâncare exact, împreună. Exact, exact, exact. Da. Și ați ajuns iată, să vă și căsătoriți Și acum mai dorești un copil? Nu? nu? știu? Da, da, da. Îmi doresc. Sau ea trage și, de tine? Nu, nu, nu. Eu Ia are, doresc. nu are. Cum doream și nu are, nu are. Și doamne ajută să, să reușim. Uh -huh. Adică să-l mai vadă lumea pe Pancone, așa, la 40 și tu îți dau cu mine. 46 da. facem. Da. E 77 7, 7 născut. Da. da, august, parcă. Da, eram în burtă la cutremur. Da, aici, uh, Eu sunt în iunie. Și tu erai în burtă. Da. da păi nu, nu eram în burtă Cu Cutremunul a fost mai devreme. În martie, 4 martie. Păi da, și eu sunt în iunie. A, ah, da, e dreptate. Da, scuze, are dreptate. Da, da, da. Deci la 46 de ani să-l mai vadă lumea pe Pancone în parc cu copilul. Da. Mai ai răbdare să schimbi scutece, să l da, auzi da, plângând. Da, da. Uh -huh. Deși mai sunt cazuri în care oameni cu puțin mai în vârstă ca noi sunt bunici. Răzvan Lucescu. Da, și sunt <laughs> oameni mult mai în vârstă decât noi care sunt tătici. Da da, da da, 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 Și cum merge acum? Merge bine uh, relația? Spuneai că e cu vacanțele exotice, Andra. Bine, ce ți-a da. pregătit pentru vara asta? Ce pe, pe zona asta Ui, exotică? Tot timpul ea, tot vrea să, ea mergea an de an în Africa. Eu n-am fost niciodată în Africa. Păi în Africa de ce? Avea acolo vreun job sau? Nu, era la, tot felul, la bala safari, bala vizitat, bă, toate orașele din, din Africa. Da. Și acum vara asta te ia? Volens, de obicei pleacă iarna. Chiar dacă am fost liber, odată am refuzat, prin pandemie, după aia, nu știu, o să ajung și eu până urmă. A, deci practic n-ai o problemă în a lăsa o singură. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu ești un bărbat gelos. Nu pot să spun că nu sunt, sunt. Ești, nu? Dar nu e, e vorba de încredere. Da, bine, așa ziceam toți. e vorba de încredere. To toată lumea să știi că zice, domne, am încredere în ea, respectiv în el, și când se întâmplă, ridici din nume. Nu, dar nu, nu pleacă. ferească Dumnezeu, nu e nicio aluzie. No, nu, nu, Eu nu, cunosc nu, cunos nu, pe ea, dar... nu pleacă ea singură. Nu, singură cu prietene. Nu. Da. Nu pleacă, fără mine nu pleacă. A, nu pleacă, nu? nu. Mm -hmm. Dar unde vreți să mergeți acum? Și cu asta încet încet ne îndreptăm și pe uh, na, meseria care te-a făcut celebru, Dar trebuia să intru puțin în viața asta personală, că n-a făcut-o nimeni Ai zis, Domne, să iau atitudine, ăla nu, ăla nu, lasă că îl iau eu la. Uh. A, Am fost acum o lună sau două când am fost, eu a prins iar o săptămână liberă și am fost în Seychelles Ai fost în Seychelles? Am fost? fost în Seychelles, da, nu știu, în februarie, martie, nu știu nici Nu știu exact, cred că în februarie a fost A, tu n-ai fost? Ba da, am fost și eu. Ah, cum okay. să... da. Am fost, am fost doar că nu mi-a plăcut. M-am -am expus la soare și am avut o vacanță de urâtă. Urâtă pentru că am avut usturim, mâncărim în continuu și nu prea m-am bucurat de, de peisaje, cu toate că plajele sunt senzaționale. Mi-au plăcut din punctul ăsta de vedere. Da, erai adeptul înainte să o cunoști pe ea, unor astfel de vacanțe cu plaje din astea pustii, cu apă cristalină, cu. A, noi, că noi, în lumea asta a fotbalului, parcă altfel nu știu, înțelegem nu. distracția. Nu, păi am mers și înainte, mergeam în Maldive, am fost... A, ai fost, o... nu? La vei. Da, da, da. Ultima oară am fost în... Din 2008 n-am mai, mai zburat mult pentru că am avut un... Put... De la Punta Cana, din Santo Domingo, la întoarcere au fost patru ore de turbulență și n-am mai... Chiar am fugit de zborurile astea peste ocean, dar acum a fost pă, senzațional. În Istanbul, Istanbul să el imediat 8 ore a fost perfect. Dar care e cea mai extravagantă vacanță pe care ți-ai oferit-o? Tu, familie, Ia, ție, familie? Spus, case ah, din astea, nu, un fel, din fel din de fel de, de... domne, am luat iactul, nu, l-am plătit nu, 300 de nu, mii sau nu știu cât. Nu, n-ai făcut nu, din astea. Nu, dar fug de iaht, de nu se poate. Am prins o dată pe feribot, iarăși o furtună. Astea, turbulențele din avion sunt la, de o scară la 1 la 10, turbulența în avion e 1 și pe feribot e 10. A, deci... Da, stă, de speriat. te lasă în, vârful valului sus și după care ai căzut în gol cât, cât are val. Ai pățit-o? Da, da, da. Am pățit de la Istanbul la, la Bursa, când jucam la Bursa și... La mai de, tot timpul cu mașina. Bine, acum s-a făcut strada directă, dar atunci nu erau. Deci pe apă e mai rău ca în aer? Pentru mine, da. Păi nu, că eu n-am fost. Adică... A, nu, 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 se compară. Nu eu se compar, Care unul cele mai mari turbulențe în avion și 10 la, la, la feribot. La iaht, probabil la, la fel. Da, 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 da. da. Pe Feribot e mult mai, e, e mai, mare, uh, e feribot, mai fel, voluminos așa mai da, da. ca iactul. Ce ar mai fi așa de povesti despre, nu știu, viața ta personală? Nu prea. Adică toată lumea știe că ai venit de la Iași, uh, ai un frate care lucra și la un moment dat la club. Da, da, da. La Poliași. La Poliași Și un uh, alt pan cu un fotbal românesc n-a mai existat, nu? Sau a mai existat? Din ce știi tu. Au mai fost. A fost un jucător la Brasov. Aveai vreo legătură cu el? Nu. A, dacă nu aveai, nu. mă refeream grad de de. De familie, nu. Uh -huh. nu. Uh -huh. Uh -huh. Dincolo de ce ai realizat ca fotbalist, da? Trofee, o să ajungem și acolo. Uh -huh. Apropo de atenția asta pe care ți-am dat-o și noi, jurnaliștii și jurnaliști din alte domenii, din divertisment, din showbiz și așa mai departe, din Monden. Deci, uh -huh. atenția asta a avut legătură și cu faptul că ai fost perceput drept un renumit petrecăreț. Da. Și întrebarea de început, cât din ce s-a scris și s-a spus despre petrecerile, bețiile, tot ce ai făcut tu adevărat? Așa, aproximativ, că nu poți să iei foaia să spui matematică, asta da, asta na, asta da, asta. Be, Ia zi Am auzit câteva lucruri despre mine, dar așa, adică eram în preajmă, de, mă cruceam și eu de ce poate să vorbească lumea, dar sunt și adevărate, că nu aveau cum să nu fie și, și adevărate. Doar că mulți, mulți uită când se întâmplau astfel de, de lucruri. Adică erau, în primul rând, după meciuri, pentru că am respectat meseria foarte mult și am fost un jucător profesionist 100% în antrenamente, odihnă, alimentație, tot ce vrei. După meciuri sau în, sau în vacanțe, că aveam vacanța de iarnă sau vacanța de vară și se întâmplau lucrurile astea. Cum să nu se întâmple? Da? Păi da. spune-le, în primul rând, pe cele de care te crucei, fiind adevărate. Ce s-a ce, ce scris cel mai mare neadevărat așa despre tine, domne, apropo de că... Bă, că. am fost nu știu unde, Bă, că am stat două zile nu știu pe unde, dar nu, nu existau lucrurile astea. Uh -huh. Nu. Adică minciuni, să ne înțelegem. Au fost, au fost, minciuni fost, în totalitate. Da, minciuni au fost multe, da. Da, au fost multe. Și spui că le adevărate se întâmplau numai după ce tu îți făceai treaba într-un anumit joc sau era vacanță și atunci? Sau în vacanță, da. Da, De atunci era. Era treabă serioasă. <laughs> <laughs> Poți să De definești așa? Să... Nu, erau că. Bă... Și acum. Chiar și zilele trecute discutam cu cineva cum se putea bea în halul ăla, dar. Adică era bine, cel mai bun vin, clar calitate, calitate, întotdeauna calitate la, la, vin, dar mult era, la un moment și șirul la sticle, la... s spic că era vârsta, e și, gena, hai să că eram sportivi, dar am potolit după aia vorbind cu cei din generațiile trecute, care mă treceau undeva la juniori pe mine când le, le povesteam. După care a dispărut moda asta la fotbal și cred că sunt 10 ani de când nu mai, nu mai știu nu, nu mai. Dar nu mai găsești, nu știu dacă găsești doi într-o într, -o, într -o echipă. Pentru că nici noi, dacă aveam, dacă aveam tehnologia asta la, Dispozi la dispoziție. cred că eram și noi pe... Dar erau, încă, încă erau la, la modă, pentru că nu poți să spui că era Pancu sau X. Găseai, găseai mult și găseai de la echipa națională până la jucători de Liga 3 încă mai era cultura asta, să spui. Dar, Dar nu mai că... e valabil nicăieri acum, nici în Anglia, nu cred, pentru că îi văd pe, pe jucători și chiar Klopp zicea la un moment dat, că fotbaliștii pe vremea lui beau și fumau cadraci, exact așa s-a exprimat, iar în ziua de azi și el se plângea că nu mai că nu trebuie be. să mai controlez pe nimeni pentru că sunt atât de profesioniști, atât de de preocupați de, de, aspectul lor, de starea lor și fizică și psihică, încât nici nu trebuie să-i controlezi și nu trebuie să-ți faci griji, pentru că nu mai... Dar ce înseamnă că pierdeați șirul? Adică erați la o masă șase inși, să zicem, da? Avea un coleg de-a meu celebru, îl cunoașteți cu toții, dar ți-am spus că nu-mi place okay, să Ok, dă. nu, nu dăm ne... nume, am deci, înțeles. a doua zi când, când ne trezeam și bă, ne întâlneam, iar și spunea... Hai, iar am băut de spui că ne puneau ăștia azi pe scaunul electric, cam așa ceva. <laughs> <laughs> da. Dă așa un exemplu ca număr de uh, sticle consumate la număr de participanți, de consumatori, ca să ne facem mm -hmm. o idee. Adică nu spune nimeni că toate alea le-ai băut tu, că nu se înțelege asta, doamne ferește. Nu, nu, nu. Voi era da. se consuma cât? Cantitativ vorbind. Trei sticle de om cred că minimum. Minim. Da, ți se pare mult enorm, nu? Dar nu, mă, nu, nu, mi se pare un... mult. No, nu eu nu consum, dar nu, nu mi se pare mă să zici mult mai mult. Minim, minim Minim. 3 sticle de om. Minim, da, și când le spuneam la ceilalți din generația trecută, te treceau la juniori. A, ah, deci era da. cineva care consuma 4-5 de om. Ceilalți dinainte bă, și mai mult, da. da. Dar nu mă mărturisesc că eu nu și sunt mario. băutor, dar când ai spus trei sticle de om, nu mi s-a părut. Sigur că alcoolul nu e recomandat în cantități excesive, dar mă așteptam la câte legende au fost despre tine să spui 5 sticle de om. Nu, Așa, 3 nu, de om. nu, nu. nu, nu. Și pe parcursul unei seri, mă gândesc, adică nu așa ca pe apă. Depinde că nici nu aveam, vezi că nu aveam timp la, la dispoziție mult. Pentru că jucam fiecare pe unde jucam și. Nu, era pe fugă totul. De, bă, erau scurte și foarte intense. Erau A, deci scurte. intense. scurte. Era important și intense, uh, detaliul ăsta, scurt da. uh, și intens. În vacanțe aveai timp. În vrea, vacanțe, era. da. În vacanțe mai. N-am pierdut nopți. Nopți n-am pierdut de mult. Alea, când eram tânăr, până în 25 de ani, spui că pierdeam nopți, da, mai puteam să mai merg și la, o, la restaurant, că la discotecă, nu mi-a uh -huh. mi plăcut muzica și în nu mi-au mi plăcut alea. O să nu mă aud cu cel care am o conversație, dar și ăsta e un aspect foarte important. Plus preocupat, preocupat fanatic chiar și de alimentație sănătoasă și de. Uh, tot ce era nou în fitness, totdeauna și antrenamente, extra preocupat de, de îmbunătățit. Și da, așa de... la uh, capitolul ăsta despre care spuneai că ai și exagerat uneori, uh, vin și bere, adică n-ai mers pe tării. Nu, e pe... iarna, la, dacă se taie porcul, să spui că uh, A, acolo, nu la... ischi sau uh, pălincă, da, nu, în rest vin de cea mai bună calitate. Adică ce înseamnă cea mai bună calitate? Că toți spun bună că calitate, de calitate. Nu știu, intru într-un magazin și bă, te duci de la, la prețuri, nu uh -huh. Dar înainte îl pregăteați șprițul, Nu șpriț? sex sau șpriț? Nu, șpriț. 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 Adică șpriț, de vară. Să poți să bei mai mult și să stai de vorbă cu oamenii. Că așa, dintr-o sticlă de vin sec și eu, mă, mă îmbătam. Vezi, ai informații și vorbește lumea că eram campion, dar o sticlă de vin sec, mă îmbătam. noi. Da? Da. Deci șpriț trebuia neapărat. Da ca să poți să socializezi și ca să se bă, exact. nu știu, se dezleagă limba, sau cum se spune. Da. Și înainte spun, nu serveați așa un muș de vită, nu de sau mânca, nu aveai asta cu arta culinară, adică n -n, nu. Nu, se mânca carne. Obligator, A deci obligatoriu, obligatoriu proteina, da, da. În deci cacare. înainte de șpriți, voi pregăteați da, momentul cu da, ceva da, bază, da, da, ca lumea. Cu bază, da. uh -huh. Dar care e adevărul până la urmă, că am citit atâtea variante, încât, nu că nu știu care uh, mi-a plăcut cel mai mult, dar aia adevărată despre uh, petrecerea voastră de după meciul dintre Chelsea și Beşiktaş. M-am plictisit și, păi și eu Și eu m-am plictisit de câte ori am citit-o. Da. Uh, care e adevărul? Deci joacă Chelsea cu Beşiktaş bate Beşiktaş la Londra, dai da. și gol parcă, nu? Nu. Sau mutu a dat? Sergen a dat două. A, ah, Sergen două. Da. După care, mutul la ei titular, tu la Beşiktaş. După care se termină meciul? Se termină meciul și... Am avut liber până la două sau trei noapte. Ne-a spus ne mergea să ne întoarcem la hotel. Da. Adi locuia foarte aproape de hotelul unde eram noi cazați. Mi-a dat mesaj sau m-a sunat, nici nu mai știu. Că ei merg nu știu unde și... De am stat, m-am gândit, m-am gândit și după ora am plecat și eu de la, de la hotelul cum eram liber. Am intrat în atmosferă și am, am ținut-o așa încă o zi după, după, meci atmosfera. Oricum la, la echipă era liber în, în ziua aia, s-a exagerat mult și pe, și pe tema asta. Am pierdut avionul pentru că așa am vrut eu să, să nu mă duc la, la avion. De-ai spus lui, ne că nu, vin, nu? Ei, am spus, eram fața faptului împlinit. Ah. Da, da, Nu mai avea ce să facă. s-a supărat, normal, s-a supărat, S-a supărat, da. uh -huh. supărat, chiar dacă aveam zi liberă, m-a și amendat. M-a amendat. După aia și m-a pedepsit la un joc, m-a trimis în tribune, m-a luat într-o uh -huh. deplasare, da. Deci tu atunci ai ieșit cu Mutu, dar și cu alți de la Chelsea, nu? Da, da, da. În companie selectă. Da. Atunci am... I-am văzut și eu pe... erau staruri mondiale cine, toți. Cine? Lampard? Nu, cine? Nu, nu, nu dau nume. Ah, ok. Dar la Chelsea, atunci de erau... De la Chelsea, jucători de tale mondială, dar... Toți? Erau toți? Da. Nu toți, cum toți. Nu, nu. care au ieșit cu voi. 3-4. 3-4. Da. 3-4 și i-am văzut. spuneau foarte clar jocul care a fost e istorie. De mâine se gândesc la, la jocul următor. Nu fataliști, nu se plângă că au pierdut un joc acasă în, în Champions League. Și au văzut la fel de, de obiceiurile lor, ce fac și când pierd și când câștigă și au luat-o de la capăt a doua zi. Uh -huh. Dar erau și ei uh, consumatori? Adică atunci când s-a apucat de treabă... Vai de mine. Da? Da. <laughs> adică ai ținut pasul cu ei sau le-ai lecții? Nu, mi-au dat o combinație, nici n-am mai băut-o de atunci pentru că m-am făcut praf din trei pare de șampanie pe jumate cu, cu, cu un suc de căpșuni parcă era. Adică să bei șampanie cu căpșuni, ți se pare o băutură pentru copii. Bine, eram și după, după joc după joc să știi că dacă nu ești atent și dintr-o bere poți să fii Lat. Knockout, Da. Cred da. Da. că nu, nici nu mă casem foarte mult la, la hotel, dar oricum, combinația șampanii cu suc de căpșuni, să bei trei păhările din alea și să Te-a pus merg? în cap? Da, da. Dar cu toate astea spui că a stat încă o. Ei, dură. Te revii după a, aia. A, -ai te reveni, nu? Da, da. Deci oamenii consumatori adevărați. Da. Deși se spunea că doar la noi se întâmplă și se întâmplă. Nu, dar și nu pe acolo. poți să bei cum, cum beau ei. N-ai cum, a? Cum beau englezii, nu, pentru că beau tărie și pătin cu bere, nu? E o combinație. De... Trebuie să fii născut acolo ca să poți să bei așa ceva. Dar companie selectă, într-un club de uh, fițe, probabil, din Londra, cu jucători da, de la Chelsea. Acolo, din centru, jucători la Chelsea, cântăresc ce erau ei pe acolo, tot. Na, exclusivitate. Da? Te-ai simțit așa, cumva, într-o altă lume? Bine, nici tu nu erai de la țară, dar totuși Londra... Nu eram de la țară, exact. dar eu nu, nu, nu merg în cluburi. Dar ăla a fost, da, un club Frumos. Frumos. Uhum. adică una dintre amintirile dincolo de toate neadevărurile care s-au scris care îți vor rămâne cumva undeva da, e, mai a fost o seară normală până la urmă adică eram colegi la echipa națională, ne-am întâlnit într-un joc de Champions League, am ieșit să bem un par sau o bere în, împreună și după aia că bă, a escaladat și că bă, au mai venit și alții și ne-am împrietenit și ne-am lungit, asta e altceva dar n-ai mai avut întâmplări de genul nu, ăsta? nu, nu, nu cu... Nu. Uh, Jucători împotriva cărora ai, ai uh, jucat, ai evoluat. Să ieși apoi undeva, să. Nu. Uh -huh. Nu. Nu și am spus că organizez și eu ceva frumos la, la Istanbul, dar a fost un atentat la, la bancă englezească și s-a mutat meciul la un jucat în Germania și nu ne-am mai întâlnit. Asta voiam să te întreb acum, legat de uh, Turcia. Acolo cu alcool nu e o regulă? Nu e. Uh, la Istanbul? Nu. N-ai uh, nicio problemă, nu? La Istanbul, libertate totală. Libertate totală, no, nu? Da. Și era, pentru tine. Era atunci, vorbim de 20 de ani în urmă. Da. Da. A crezi că dacă n-ar fi fost Lucescu la Beşiktaş și ai mai fi avut. Uh, sigur, tu ai, ai, ai uh, performat și cu Bosche Da. Dar Lucescu te-a adus. Da. Uh, și crezi că mai ajungeai acolo, mai aveai rezultatele alea cariera ta mai era aceeași? Cu siguranță nu era aceeași, dar putea să fie alta. Nu știu, dacă ajungeam la Steaua, de exemplu, și nu ajungeam la, Rapid. Dacă nu îl întâlneam pe Mircea Lucescu, poate întâlneam altul mai bun, cu toate că e greu să consider altul mai bun decât Mircea Lucescu. Nu știu, ori exista, dar am și o termen de comparație și am avut pe cei mai buni și pentru tineri e fantastic. Pentru jucătorii tineri e ceva fantastic. Și ne-a influențat mult pe toți. Uh -huh. Pe toți care ne-a ne avut. Cu siguranță că era altceva. Și nu mai ajungeam la Besicta și ajungeam la, la Galata Sarai. Pentru că Fatih terim am fost la, la finala cupei, a fost cu Gica la, la jocul ăla, am mai stat, ne mai gândim și neamice era convins că ajung la, la Galata. Eram. când m-am întors din Italia eram pe... Adică eram stăpân pe evoluțiile mele, indiferent de antrenor. Pentru că m-am maturizat atât de mult și am învățat atât de multe lucruri într-un an, într-un campionat din, din vest, încât... stai, ce galata să ai. A mai fost Mourinho cu la Porto, care n-a plătit 3 milioane, a plătit doar 2. Pe tine? Da, și a mai fost încă o echipă din, din vest. Inter, mi se pare. Deci noi n-am ajuns și Beșictaș că m-a luat Mircea Lucescu și hai să vedem ce facem cu, cu Panku. Nu, e. exista interes, doar că Beșic te-aș aplicat alea 3 milioane. Deci Mourinho și Porto dădeau 2 milioane? 2 milioane și nu a vrut rapidă. Care voia 3 sau cât? 3. 3 că aveam clauza 3. Asta nu știu că am mai auzit-o. Nu știu 3. că, și, că mai Și, și clauza de 3 milioane a vrut să o plătească și Neagigi Becali, până la fel, dar doar că n-am vrut eu. Dar asta ne a spus o mie. Da. Porto care avea apoi să câștige Champions League. Champions League și cu care puteam să ne întâlnim în semifinale doar că ne-a scos relațiunea Uh, mie mi-a spus lucrurile astea Vilaș Boaș. ei au jucat cu Denizli în sferturi Porto, da. când a, ei au luat întâi Cupa UEFA după aia Champions League da, știu, 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 știu Cupa UEFA Da. și în anul când au luat Cupa UEFA în uh, 2003, în drumul lor a fost Denizli spor. și înainte să joace cu ei Denizli, uh -huh. am jucat noi, Beşiktaş acolo și avionul de la Denizli la, la Istanbul și Vilaș Boas, că era secundul Mourinho și, și a să se, se urmărească să pe Denizli da, da. și el m-a luat în uh, în aeroport deoparte și uh, mi-a că bă, foarte mult m-au dorit, de fapt și cât a fost la Chelsea. A uh, avut sezion la un moment dat, uh, deja aveam un precontract în față. La... Și acum, da, scuze-mă, te rog, continuă. Adică Mourinho m-a vrut de două ori. Și la Porto și la Chelsea. Că vorbeam de destin acum, că spuneai de Mircea da. Luchescu, da. că Beșictaș, că dacă nu era... Bă, da. Păi, Randamentul cel mai bun, clar, cu, cu Mircea Lucescu și bă, lucrurile toate bă, bă, ce am îmbunătățit, de la bă, mental în primul rând, uh -huh. pentru că mental e foarte important, că tineri talentați sunt o groază, după aia pe partea fizică și după aia pe partea tactică, ți-am spus și educațional Mircea Lucescu e, e perfect. Doar că eram la un nivel, păi gândește că am marcat cred că 15 goluri în 13 jocuri în, înainte să mă accidentez într-o repriză la echipa națională, am dat două goluri cu Ucraina la Constanța. Deci primul meu meci titular în echipa națională a fost la Constanța, după ce pierduse în barajele alea cu, cu, Slovenia, cu Gica, a venit Și primul meu meci titular a fost la Constanța cu Ucraina, 2-0 la pauză, două goluri Pancu. Și o bară. Da. Și m-am accidentat. Adică nu mai era că bă, trebuia să mă ajute cineva deja mă, mă da, impuneam. Spui că deja erai o vedetă, fără să eram, eram, fi lipsit de că... Iar modestie. Iar campionatul, cu campionatul da? româniei era... O... Dar la Besikt aș spune știm ce ai făcut acolo, cei care știu fotbal știu, cei care nu știu se uită și văd, adică campion al Turciei, povestea cu penaltiul apărat în derbiul cu Fener... Nu a fost numai greșit cu penaltiul, din... că n-am apărat niciun Am uh, luat gol nu, nu, penalti. Nu, n-ai apărat, da, da, ai intrat da, în poartă da, după da, o da. eliminare, da. Uh, dar cu toate astea a intrat mult mai adânc și mai frumos și mai uh, profund în, în uh, inimile suporterilor. A fost cireașa de, de pe tort și aseară am fost invitat la, la o întâlnire a suporterilor lui Beșic, chiar sunt în Ramazan acum, au avut uh, o masă uh, festivă, au fost și uh, uh, multe personalități din România, turce și uh, din mediul de, de afaceri. Am rămas pentru că aia a fost e, e, sunt foarte mândri, au și un grup al lor de suporteri, chiar și bă, bă, renumiți în, în Turcia și nu numai. Și lă, contează jucătorii care se implică, și eu am fost unul din jucătorii care am pus și inima. Inimă. Am pus inimă mult de tot, pe ei nu uită niciodată. Care, bă. Iar asta cu Fenerbahce e o rivalitate atât de mare și bă, a fost un. Ei îmi spun tot timpul că le-am dat o stare de bine, așa de. Să se uite cu alți ochi la, la Fenerbahce Tot timpul, pentru că v-am bătut în 10 oameni Și cu un jucător în, în, poartă. în poartă Cu toate că De atunci au mai fost Deci din 2005 18 ani se fac acum, în aprilie Acum recent, imediat se fac Pe 17 Doar două victorie mai are beșitaș. Deci am bătut atunci Cu mine în, în 10 oameni în poartă Cu 4-3 mm -hmm. Acum 2 ani Beșictaș iar în 10 oameni i-au bătut iar cu 4-3 acolo și acum o săptămână, două, iar în 10 oameni 10 i-au oameni bătut cu 4-2. Deci bă, ca să vezi ce... Că vorbim de... Bă, nu știu, că de e, destin. e clar că e ceva din, din cer. Deci Beșictaș în ultimii 20 de ani are 3 victorii la, la Fener acasă, toate 3 în 10 oameni și toate 3 cu 4 goluri marcate. Na, ca să zici că nu mai... Funcționează și alte. Da, da, da. Da, astea, cu spiritualitatea. Da, până la urmă. Exact. Spune-le celor care ne urmăresc că eu n-am văzut cu ochii mei, dar știu, am auzit de la tine, am citit cum ești primit în Turcia când ajungi. Că nu știu, am, se... am avut surpriză mari, dar aseară mi-au spus oamenii că nu trebuie să fiu surprins. Am mai avut discuții pe tema asta și chiar asta ne am spus. La securitatea în Turcia pe stadioane e ceva zic mai rău ca în, ca în aeroport. Bine, la stadionul la și așa și fost atentatul la în urmă Doi ani, trei cât a fost atunci. Și... Gărzile, pur și simplu gărzile să mă recunoască după atâta timp. Oameni să treacă pe stradă de mine și deodată să-i auzi să Vin să vadă dacă sunt eu și nu știu cum să, să tremure să facă o poză. Astea sunt lucruri care contează mai presus de orice realizare de milioane de ce vrei tu bă, câștigate, astea sunt lucrurile care contează cu adevărat. Și am rămas și eu surprins, dar ei mi au explicat, în primul rând, arăți aproape identic ai părul alb, dar în rest ești același, ești foarte ușor de, de recunoscut, plus că mai tot timpul prin bă, bă, pe Instagram, bă, Facebook, ce mai, e, mai tot timpul când joacă B-Ticash mai bă, mai apari ba mai vici și pe la meciuri, adică bă, lor li se pare ceva absolut normal. Pentru mine a fost surpriză spun sincer pentru că a fost după 20 de ani să se oprească oamenii pe stradă când treci, când trec de tine, e, înseamnă mult, foarte da, mult. După atâta timp. Da, foarte mult. Ca să nu mai vreau. În, rest, în <coughs> rest nu, e cam lunar, am cereri de ba, televiziune, ba, ba, a, presă, da. de, de interviuri, iar când vin jocurile astea cu, cu Fener în special, nu, e am și câte șapte, opt cereri. Ca să nu mai vreți că dacă te duci la un meci în mijlocul unei comunități a uh, suportelor, suporterilor, atunci e nenorocire. Cred că stai două, trei ore numai la autografe și la... Nu, sunt plus că am pus steaua mea în, în, muzeu acolo, iarăși o recunoștință, e, e important și lucrul ăsta. Ai, nu? Da, da, da. Am de la înființare, de când am înființat muzeul, e... Am, e... am fost și am călcat și eu. Mi-au trimis niște prieteni, mi-au trimis niște imagini, și după aceea am fost și eu personal, m-am -am urcat în avion și m-am dus și am călcat și eu peste oameni. E, uh, nu știu, trist că în România n-ai parte de acești recunoaștere. Adică nu poți să spui acum, oricât de generos ai fi, că așa se întâmplă și aici. A, la rapid, mm. da! Și la rapid, cu dus întors. Uh, nu intrăm în detalii de genul ăsta. Au o cultură aparte, ei, pe cultura asta și pe respect dar în schimb sunt foarte răi și dacă e rău. Eu într-adevăr până să uh, am aventura asta în poartă, să rămân definitiv în istorie, fusesem unul din cei mai buni oameni și cu goluri importante în anul centenarului când Beșictaș a luat titlul. campionatul. Am fost mult timp cel mai bun marcator străin în Cupele Europene pentru Beșictaș. Adică eu uh, am performat și uh, fiind un popor atât de naționalist au, le rămâne le mm -hmm. rămâne durerile, le rămân du în minte durerile astea din Europa. Adică când joci cel puțin cu cei din, din vest și dacă mai și marchezi goluri, ai bă, evoluții foarte bune. Intri bă, cu Pascal numai, la fel e, e, e idolatrizat acolo pentru că meciurile cu Barcelona, cu cine jucau ei atunci prin, prin grupe, au făcut niște meri cu Lyon, cu, bă, adică punea și goluri și bă, bă, pus osul la bătaie și luat la, la, harță și rămân. Eu am făcut și lucrurile astea până la, la cereașa de pe tort care a fost derbiul acela. derbiul da, da. Și vorbeam de recunoaștere. Deci, un milion de tricouri, un milion de tricouri într-o săptămână vândute. Despre ce vorbim aici? Nu au cu vor... numele tău? Da, nu am avut... Era, au, au fost și o... Se schimba sponsorul. De la Puma am trecut la Ungro ultimul an, al patrulea an am fost cu Ungro cu și erau foarte multe pe stoc. Un tricou care costa 80 de dolari în, în magazin. Le-au dat cu 15 pe 20. Și uh -huh. au profitat și suporteri și toată lumea. Doar că eu am fost atât de idiot, pot să-mi spun idiot, un 1 dacă ceream și eu eram. Păi aveai dreptul? Acum să nu, cum să nu, că 100%. Da. Mi-a spus cineva după mulți ani. Da, vorbeam de recunoaștere asta, de care uh, n-ai parte la aceleași uh, valori în uh, România și te întrebam dacă e un sentiment așa de tristețe, de uite măi, ai mei, totuși nu mă apreciază așa cum mă apreciază de, alții stranitate. în străinătate. România e greu să te aprecieze cineva când ești la, la Rapid, la Steaua și la Dinamo, e cu totul altfel, asta e realitatea, dar nu trebuie să ne, să ne ascundem uh, vreodată în spatele ei. Nu, au fost mult influențați istoria, rezultatele, cele mai tare echipe din, din istoria fotbalului românesc, chiar cu, cum au fost făcute ele, da. dar era Steaua și Dinamo, ce e, Stelist sau Dinamovist, Așa. nu era. După, a spart bariera asta, cu, a mai încercat și bă, Craiova, după Revoluție cu Mircea Lucescu din 96-97, și până acum, până am intrat în faliment sau până prin 2012, 15 ani au fost foarte buni în care rapid a avut și jucători la echipa națională, nu pot să spun că foarte important, dar jucători care au, au mai fost, Daniel Nicolae Săpunaru, eu... Yenci... Da, au mai fost așa. Dar tot, 5-6, nu mulți. Nu erau mulți. Deci e greu să le spargi bariera lor, pentru că bă, toată lumea, e, vrei, nu vrei... Păi și de ce spui că e greu în România să te cineva la rapid? Uh, uh, te refer uh, la... Ca rapidist, uh, e mult mai greu. Ca ah, okay. carapidist? am spus. Uh -huh. rapidist, dar ai tăi acolo... Crezi că te apreciază la fel de mult ca cei de la Beşiktaş? La, la Rapid? Da. Da, bă, majoritatea da, bă, bă, mai sunt, că nu poate să fie bă, toți. Bă, de exemplu, eu am rămas dezamăgit de modul în care am plecat de la, de la Rapid ca bă, cât am antrenat ca antrenor. Nu, au fost lucruri rutene în, în regie și nu știu, poate în regie, regie, la stadion în acolo? Regie la stadion, ah, da. ok, sau s-a făcut vreo regie. Sau cred că ambele Dar sunt valabile. Dar după aia, dacă dau timpul și bă, mă gândesc ce a pății Marius Lăcătuș, tot în regie, cu, Steaua, cu, cu suporterii bă, lui Steaua, spui, bă, asta e România, până la urmă sunt și ei. Și-au și -au pierdut bă, din, bă, din toată bă, luciditatea asta. Se mai întâmplă și momente din astea. Până la urmă suntem la fotbal, îți asum când ești antrenor da. și am trecut, am trecut peste ele. Chiar uh -huh. dacă mult timp le-am considerat nedrepte. Limbajul, nu. Nimic altceva. Adică că ai fost înjurat limbajul, unit. Limbajul, da. Și e regia <coughs> cu ei și sunt de gardul ăla. aproape a venit de aici, cum ești tu. Cu, și un, cu, cu tu ești un tip cu personalitate, nu accepti uh, să fii că... uh, vorba aia. De fapt nu acceptă nimeni, dar unii nu răspund. Da, nu, că nu am răspuns. nu N am răspuns eu. Am fost uh, trist, mâhnit, dar face parte din foc. Și ți-am spus, ți-am dat exemplu. Uh -huh. Sau uh, gică la Constanța cu mulți ani în urmă, uh, s-a întâmplat și cu, a, -a întâmplat și cu, -a întâmplat și cu alții pe la și Dinamo. chiar dacă îl înjură oamenii pe Hagi la Constanța, cum să mai fiu. Dar spune tu ai uh, plecat și te-ai întors la Rapid de 5 sau de 6 ori dacă nu mă înșel. Nu știu nicio. Uh, da, și cred, am multe că, sezoane, cred multe sezoane. Cred că factorul important a fost reprezentat de de suporteri. Doar. Nu? No? Doar de suporteri doar de suport, uh, nimic că, altceva. Că ți plăcea cum ai erai tratat și adulat sau că nu voiai să-i dezamăgești mergând la steaua Dinamo? A fost o promisiune a mea în 97 că nu voi juca niciodată la steaua sau la Dinamo. Și promisiunea făcută în fața cui? Public. Pe, ah, ok, la televizor. și pe televizor, da. Da. Da, că altfel, acum am fost tratat în vreo două rânduri, puteam să trădez. Puteam, să te răzbuni. Puteam, fără, fără probleme, da. În vreo două rânduri, măcar zim unul din trele două. Și de ce ai fost tratat așa? De către patroni sau de către suporteri? Material, nu știu, cred că nu are cum să se mai nască cineva vreodată. Sunt convins de lucrul ăsta. Deci, unul să renunțe la mai mult pentru, pentru rapid, material, zic, dar material implicat până la urmă și profesional, pentru că dacă aș fi plecat la, la Steaua, alte porți erau la, la echipa da. națională, la absolut orice. Da. Dar material, eu să renunț la foarte mulți bani pe care i aveam asigurat în străinătate, doar dacă stăteam, nici nu trebuia să joc, nu e, mm -hmm. și, și să vin la rapid și pe mult mai puțini, și nici pe ea să nu mi-iau că se găsea câte o portiță, câte o cale, adică un tratament care. În mod normal trebuia să răspunzi mai rău și să, să poți să pleci la, la o rivală da. și să, să marchezi goluri și să faci 500 altui club. Dar nu. Întotdeauna m-am gândit la ei. La ei, la ei, la ei și la promisiunea mea care am făcut-o în, în 97. Mulți mi-au spus că sunt fraier, la fel pentru că au fost atâtea cazuri de jucători care au jucat la cele trei mari echipe ale da, dar vrei București să spun ceva lui... cu tot respectul pentru ei. Mulți uh, n-au lăsat nimic în urmă pe nicăieri. Păi acolo, nici acolo, sunt. nici acolo. Nu, aici. Acum ajungeam? Cum ajungeam? A, acum a okay. ah, scuze. Cu uh, ce a rămas în Turcia uh, după 20 de ani? Te știe lumea, așa. Te recunoaște lumea fără să spună nimeni între pe pancu, Dacă spui tu uită-l pe Pancu, deja bă, știe toată lumea. Da. Nu adică doar să mergem pe stradă să te, să te cunoască. Iar aici, oriunde merg în țară că e un copil mic, că e un domn mai în vârstă, că e o doamnă sau o domnișoară, uită-l pe pancu și imediat următoarea rapid. pancu rapid cu toate, că e o echipa hiponaturală sau pe poliaș sau pe buzău da. sau pe cine antreneze da. în momentul respectiv. Pancu rapid, imediat. Bine, ai fost și ai revenit de șase ori și le ai intrat tuturor aici în, în minte nu, această sunt asociere. Asociat cu, cu rapid, imediat. Următorul cuvânt după pancu e rapid. Te-ai și simțit acolo bine și răsfățat ai fost așa un fel de copil al Giuleștului. Deși au trecut mulți alții pe acolo înaintea ta. Dar atâta iubire cât ți-au dat ție, nu știu cui au mai dat-o. Vorbesc în istoria recentă rapidul, Rapidului. Nu ne la Iunescu, la... Și la Rapid. E atât de similar clubul cu Beșictaș, încât dacă îți lași inima pe teren și sufletul acolo, n-ai cum să nu fii... Au fost jucători cu calitate tehnică mult mai Asta slabă spun. decât a mea, dar cu inimă mare, care bă, sunt apreciați au fost întotdeauna apreciați. Și invers, unii cu o calitate mult mai bună. Care, n-au... n-au, avut inimă. Da. Noi. Și nu, n-au reușit. E clubul. M-am, eu, m-am simțit foarte bine de la primul meci pe, pe Giulești. După un, Ca, uh... după un debut cu sportul, am pierdut 2-0 acolo, în care am văzut și eu ce înseamnă furia suporterilor din Asta Bucuret, a prin 96, parcă nu? 96. 96. 1 noiembrie 96 am debutat la Rapid la sportul. 2-0, două goluri Bogdan Andone. Uh, următorul meci la trei zile acasă cu Jiu Petroșan, 3-0 pentru noi. Și celebru cântec mi-l aduc aminte toată viața, să fie pace, 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 pace în Giulești, nu pe pământ, pace în Giulești, pentru că era, era contestat antrenorul, era contestată echipa jucătorii, conducerea, toată lumea era contestată. Și de la jocul ăla cu, cu Jiu Petroșan 3-0, uh, Adică un factor spre pacea asta care o cântau ei, am fost și eu. Pe, pe, driblinguri reușite prin acțiuni, n-a marcat, dar a fost un meci foarte, foarte bun și deci de la primul joc oamenii se ridicau în picioare. Dacă ar fi să alegi trei momente ale carierei petrecute la rapid, fără să aibă legătură neapărat cu câștigarea campionatului, de exemplu, sau supercupei, poate fi și unul dintre astea, dar trei momente pe care să le spui în cartea ta sau până atunci aici, la podcast. Ce fel de momente? Care Ți-au marcat existența acolo? Mă gândesc că... Nu mă gândesc. În sens pozitiv, logic. Sunt legate Poate de, goluri, poate... Sunt legate de trofee, îți dai seama. Da, deci tot la trofee ajungem. Cu siguranță cel mai important moment e golul din Ștefan cel Mare pentru că rapid risca să rămână cu un... Și erau șanse foarte mari și sunt convins de lucrul ăsta să rămână cu un singur titlu în istorie. Pentru că golul meu, în colaborare cu celebrul portar foamia lui Dinamo, care dacă nu întinde o mână, mingea merge la, la arbitru de, de tușă. La a fost tot de, de sus. Mi-aduc aminte. A fost. Da? Cred că eram deci, și la meci. Rapid și la egalitate. Dacă se termină uh, jocul, uh, nu mai câștigă acel campionat. Îl câștigă Dinamo. Da. Și nu s-ar mai fi vorbit de al doilea titlu și 2003 al treilea uh, titlu. Pentru că de asta nu doar suporteri, suporteri au tot dreptul să, să viseze. Mai aud pe unul pe altul cu mentalitatea rapid de învingător, e oameni buni. Eu vorbesc cu unul care a jucat 16 ani sau 15 sau 14, nici nu mai știu, cu adunate prin, am jucat pentru, pentru, voi. Care e campionate? Eu unul am câștigat unul și ceilalți mai câștigat unul. Și sunt 3, 4, 5 jucători, Enci cu Sabou, cu Măldărășanu, cu Raț și cu nu știu mai și el, care. Și înainte unul și aia dinainte din 67 1. Da, da. Nu e, nu e, asta bă, rapid nu are nici măcar un event. Adică de câte ori am luat campionatul, n-am mai luat cupa. Și? Da, o specialistă a cupei, da. da o da. specialistă a cupei, da, de cupă poți să vorbești. Da. Mentalitate de câștigătoare de, de cupa a României. Dar nu e, o greșeală, pentru că puneți foarte multă presiune pe, și pe jucători, plus suporteri. le, dați așteptările astea. Despui că odată golul din Ștefan cel Mare, care a ajutat-o pe Rapid să câștige după mulți ani titlul, apoi da, așa, au fost multe momente, că îți dai seama... Cred că ezi, meciul de... Te ajut eu puțin, de retragere, că erai prin Liga 4, cred. Liga 3 Sau a 3 Când ți-a adus dita mai modelul, da. tabloul. Da, tabloul la acasă. Da, a, a să-l... Tablou a fost meciul de retragere al meu, Giuliești, Arhiprin atât, fără peluza asta de la, de la, teatru. Bine, am avut și o scenografie specială, era drumul de la jucător la, la antrenor asta, reprezentat, dar ăla a fost cel mai emoționant moment. Ăla cu siguranță. Vezi? Te-am ajutat. Al, Eram și eu acolo și ăla, știu... Ăla al retragere uh... a fost cel mai emoționant. Iarăși, lucruri care rămân. Rămân. Și nu avem cultura asta în România, pentru că au fost atât de mulți mari jucători pentru cluburi, mm -hmm. în parte, că din București sau din provincie și nu au avut parte de, de, de meciuri din astea, de jubilee, de retragere. Da, nu. În România... Foarte puțini au fost norocoși în privința asta. Și uite, asta. oamenii uită tu, repede. Hagi... Oamenii uită repede. Foarte repede. Uită repede. Uită repede și e păcat, pentru că ne gândim la copii, cum îi creștem la viitor, dar... Dar spui că atâta vreme cât ai stat la rapid, și nu numai, dar la rapid ai stat cel mai mult și ai realizat performanțe aici în, în, în România, spui că ai respectat fotbalul. Adică nu plecai precum lupul din cantonament? Că nu, nu, nu. Um, nu aveai episoade de astea uh, înainte de meciuri? Sau am mai avut acum pe final, pe la Liga 2, când pur și simplu nu mai suportam atmosfera, era, era prea încărcată și anunțam antrenorul care era el de luni. Vezi că etapa asta bă, nu vreau să joc, nu mă simt în stare. Dacă vin la antrenament, vin, dacă nu, nu. Dar se întâmpla o, o etapă. Pentru că mi era atât de greu să, să văd rapid prin Liga 2, după aia la Liga 4 a, a fost altfel, că am avut condiții, au mai venit, eram mai mulți acolo, a fost mult mai ușor. Dar momentul ăla al, al și a fost de... Nu, nu, mai aveai parte de respectul adversarilor, eram obișnuit cu totul altceva uh -huh. și se aduna multă presiune și multe se spărgeau în capul meu pentru că vi la... Eram și cel mai în vârstă, probabil, din, din echipă și când simțeam lucrurile astea, săptămâna asta nu... nu Dar cât că... ai fost la Liga 1, n-ai avut episoadele no, astea? No. Și când vedeai pe unul precum lupul că pleacă? Da, nu, e, lupu, La lupul a fost foarte simplu pentru că au mai fost jucători care au... Uh, nu erau de acord cu... cu Atitudinea cu, lui. Cu viața comportamentul lui, așa, lui. Până când ne-a strâns neamici într-o zi pe toți în sala aia de ședință la la ProRapid și ne-a spus clar de e liber omul să facă ce vrea, doar el răspunde. Adică ne-am răspunde pentru, pentru, el și s-au potolit toți. S-au potolit? Da. Dar spune de George Copos, că tu ai lucrat direct cu el, ai lucrat, ai colaborat. Era adevărat ce se spunea că are arij la buzunar sau tot răutăcioși? Ariciu Arici, o fi avut la la abuzul, dar să știi că în momentul în care îți spunea că bă, mâine, bă, dacă ai câștigat sau dacă ai câștigat nu știu ce trofeu sau te calificat în ceva și a apucat să spună ceva, a respectat. Plus contractele pe care le semnai, le achiziționai. La contracte nu vorbim, dar venea și spunea o primă, de exemplu. Da, nu. Dacă a apucat să o, să o spună așa, așa, niciodată nu s-a întâmplat să spună ceva și să nu, nu rezolve spune care e cea mai... Nu vorbesc doar de rapid. De toată cariera ta. Care e cea mai mare primă pe care ai jucat? Și pe care ai încasat-o? Uite, dacă vrei nici clubul să nu mi-l spui. Dar să-mi spui suma. Asta țin. la un meci, da? Pe păi la un meci, da, normal. Nu la obiectiv. La meci la Terec, cu siguranță. Cu siguranță la Terec. A fost pe 35 de 35.000 cu... Locomotiv sau cu Sparta, că am jucat de ziua lui, lui Taică, sau lui... lui Ramzan. Mm -hmm. care a sărit în tribună, cu, în aer cu tribuna. Și pe lângă ăștia 35 de mii, la jucătorul meciului a datul Florentin pe 300 de mii. Și noi ne-am vorbit, că ne-a unul să împărțim la 3. Deci au fost uh, 65 de mii la, la jocul ăla. Deci de 65 de mii? de dolari, da. I-ați luat? Imediat după meci, da. La pungă? Da, da, da. <laughs> deci, practic, ai plecat acasă cu geanta de bani. Da. Cum a fost experiența asta? Și vreau să te avertizez și știi de ce, să fii nu știu, calculat în ce vorbești, mai ales cu, cu ceea ce se întâmplă acum în, în știu, știu, Ucraina. Știu, știu, da, da. Tu ai dat o declarație interpretată de toată lumea în toate felurile. Da, da, da. Adică să vorbești de experiența asta la Terec, fără să îl menționezi pe uh, proprietarul clubului de atunci care nu, și da, el acum uh, e implicat uh, uh, în războiul din nu, Adică să doar nu, nu, sportiv doar vorbim. Nu, doar sportiv, că nu vreau comentarii că susținem, nu știu, ce sprijinim, nu știu ce. Nu susținem nimic nu susținem uh, și violența și da. ei au o situație specială acolo politică și nu e nu e treaba da. noastră. Nici nu uh, nici nu mă pricep, nu vorbesc despre lucrurile astea. Da, când uh, a ajuns uh, acolo, uh, legenda spune că proprietarul clubului avea o grădină zoologică acasă. s-a nimerit la au și fost din România, de la realitatea Alex care acum e la Digi, uh, care a fost și a făcut reportaj atunci. N-am mai văz, -am văzut, n-am atunci, S-a nimerit. Uh, e vorba de 20... A fost ceva ziua cuiva din familie, noi, după un meci acasă. Da. S-a întâmplat, ne-a ne luat toată echipa și, haideți, la, la petrecere, dar nu știu cu e ziua mamei lui, ceva de genul, nu știu. Și, petrecerea se ținea la el acasă, pe domeniul lui. Da. Și m ajuns pe undeva, prin afara lui, Grozin, pe al, pe acolo. Uh -huh. Casa, casa și ne-a băgat într-o. din asta. Avea sală de evenimente acasă. Și petrecerea petrecerii și după aia le a scos afară avea toate animalele posibile, dar vezi că sunt filmate. A, deci -a să cau știu pe YouTube. Că la, la urs îi băga mâna în gură, prin gard, așa. Nu. Cu tigru sau cu leu, nu știu, îl plimba sau vorbea cu el, îl trăgea de coamă. Adică ai rămas așa, Interzis, cum spune românul, că nu vezi oriunde, decât la dresori ăștia prin... Nu vezi oriunde, dar e oricum e ceva aparte acolo și nu e, a fost și ea experiență extraordinară. Iar bă, sportiv, la fel, omul, bă, deci gândește că proprietarul clubului nu ne-a dat niciodată... Bă, era, era la începuturi, era, era mulțumit de, de ce vedea pe, pe teren, niciodată nu ne-a dat prima din contract. Noi tot timpul am avut minim dublu față de ce era în, în contract. Adică dacă la o dacă partidă aveați primă aveam, de spune, 2000 luați 4000. Aveam 7000 în contract la, la victorie și niciodată n-am luat 7000, am luat minim 14.000 tot timpul. Și banii plătiți imediat. Imediat, da. Acolo ați câștigat sau ai câștigat cel mai bine din carieră? Nu. No, a de, la, la Beşiktaş, ta, da, 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 nu. Eu... No, a bursa a fost bine. Uh -huh. da, aici erau primele, dar câte pe, un meci îl câștigam sigur pe, pe lună și se putea încă unul sau încă un egal sau uh -huh. ceva de genul ăsta, că eram totuși echipă de locul 90. Dar de ce îi spuneai de ziua lui Florentin Petre, acum 2 sau trei ani, am rugat să-i faci un da. video și ai spus între altele, băi, piticule, am plecat ca fraierii de acolo, renunțând la o căruță de bani. Păi de ce ați plecat dacă era o căruță de bani la mijloc? Eu am plecat pentru că bă, ăsta micul de-asta spuneam că divorțul și bă, separarea bă, nu e atât de tragică la mine. Da. Păi, Gândește că într-un an jumate eu mi-am văzut copilul trei săptămâni. Trei săptămâni plus o vacanță. Păi n-avei voie să vii de acolo sau nu puteai? Nu, trei săptămâni au fost în. Ba da, am mai venit, dar am venit în vacanțe. Dând vacanțele la o parte, eu cât am jucat la Tere Groznic, copilul meu a fost trei săptămâni în, în Rusia, unde stăteam la Chislovodsk. Uh -huh. Și după un an jumate eram capitan de echipă, eram atât de respectat, proprietarul era înnebunit. nebunit. Da. Nu mai am intrat într-o din asta de. Nu mai suportam. Pur și simplu nu mai suportam. Uh, Piticu era cu era cu iubita lui, cu actuala soție. Uh -huh. Mărgăritescu era și el cu, cu actuala soție, eu eram singur. Uh -huh. Dar ei nu aveau copii. Adică ei erau la cealaltă soție, erau în România, da, nu da. avea treabă, adică ei erau, dar eu nu eram. Da și... Bă, adică, practic, distanța, depărtarea de casă da. te-au făcut să, da. să renunți exact. la o sumă... Nu, că era de stat. Bani mai, mai, era de stat vreo trei ani. <laughs> Bani mulți? Păi nu, că după aia îți dă Dumnezeu imediat. După aia mi-a dat numai contracte mici și neplătite și falimente și retrogradări și insolvențe. Nu, că așa îți dă. Păi... păi asta unde ai prins? Insolvențe la Rapid. La Rapid, și la TSEC bă... Sofia. A, și la Sofia bă, ai prins? Pot, nu, dar urât. Un loc urât. Erau bă, bă, probleme, iarăși nu aveau bază de pregătire. Bă. Da, că am mai fost și pe aici, prin, prin România, dar oricum Ai, -a scăzut ei mult. Ai mai fost, uh... Numai, deci, dintr-un loc în care efectiv uh, cu bani la propriu, că le mai cădeau fost și curare de prin pungi când veneau cu, cu ei. E obligat, al doilea ne-a obligat să... Fiscalizeze. Să ne, să ne dea prin bancă, da. Mm -hmm. Nu mai le interzis toate lucrurile alea. Dar sunt adevărate poveștile alea că atunci când veneați în țară, nu voi neapărat de acolo, și din toate, și din Ucraina, când era uh, grupul ăla cu Stoican, Bărcăuan, Raț... Da? Veneau familiile și soția lua și ea 30 de mii și îi băga la ea, copilul lua și el 30 de mii, băga la el. Nu. Că dacă te nu, cont... îi, a, nu? Îi, îi, noi îi duceam la bancă. Deci noi îi luam azi și dimineața eram la bancă și ne-i primea și ne în România fără probleme. A, deci nu-i luați uh, la geamantan nu, și îi duceați nu, duceați la vamă. în bancă în Rusia și îi trimitea acasă. Da. Înseamnă nu, n-am că... prins alea, nu. Da, cred că sunt adevărate și elea, nu? Dacă tot. Uh, la Beșictaș da, am prins așa. A, da? La Beșictaș da, am luat iarăși bă, banii, bă, primele bă, chiar și luam cu mine în, în avion. Noi. Cât ai avut cel mai mult cu tine în avion? Cred că am avut 100.000 <laughs> 100 am... de mii odată. 100 de mii Da, 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 de dolari, da. Adică tu ai fost precum filmul la unea mare miliardar, dar La n avea 100.000 de mii în geanta, aia, tu aveai. Da, da. Și lumea, bineînțeles, că dacă ar fi știut, nu cred că. <laughs> Dar spune-mi, ești, ești un om bogat? Nu, nu. Nu, nu, financiar nu. vorbesc, nu? Lasă spiritual, familie, ești normal, ai da, doi copii, da, da. ai o soție, dar financiar? Nu, am luat decizii nici proaste, dar mai mult așa de siguranță și am pierdut mult, foarte mult. Plus că am renunțat la o groază de bani. De, adică gândește că eu să stăteam pe mai mult de 100 de mii în Turcia pe lună și am venit undeva la... La 15.000 în, în România, care nici pe ea nu i-am luat, ți -am, ți am mai povestit. Da. Adică. Iar după aia, na, pot să spun că investițiile mele, 90%, au fost în, în imobiliare, care au fost bine. Încă, încă, încă sunt bine. Deci, încă, încă, încă sunt bine, nu? Încă Sau sunt bine, încă ai investit și tu în imobiliare, că mai toți fotbaliștii da, văd că și da, pun da, bani. În acolo. imobiliare. Bine, acum a fost divorțul, a trebuit să mai renunț la niște proprietăți. Dar, Ai pierdut mult? am pierdut mult, da. Am pierdut mult, dar încă sunt bine noi. Nu, nu, în comparație cu, cu alți foști colegi sunt, sunt bine. Mm -hmm. da. Și de asta s-a scris, apropo de divorț de casă, că inițial ai lăsat-o pe, pe Mihailac, sau cum se cheamă? Da. Ai lăsat-o în casă, după aia te-ai întors tu, sau s-a scris și despre asta? Că ai păi dat-o afară? Nu, sau... cum s a dau afară din casă, ferească Dumnezeu. Nu? Nu, nu. Păi și adevărul care e, până la urmă? Adică tu unde stai acum? Stau în casa mea, dar le-am luat lor altă casă, cum era scris în contract. A, ok. Deci, practic, a fost o înțelegere. Vă stați Ei, aici până vă iau altă casă, no, tot în era... zona aia și așa mai departe. Azi, cum să dau afară pe cineva din casă? că Dumnezeu. Ei, contractul, când divorțezi, te angajezi să faci ceva și uh -huh. ai doi ani la dispoziție. A, doi ani ai avut. De asta am mai stat un an și ceva. Uh -huh. Deci, spui că așa financiar... Nu ești ce crede lumea, că lumea crede despre voi, fotbaliștii, că sunteți toți milionari, că sunteți aruncați nu cu bani așa. Am fost, am fost. Ai fost milionar, nu? Am fost, da. Am fost și nu de carton. <laughs> <laughs> mă, dar când, când ai spus mai devreme că la Beshita și aveai 100.000 de, de dolari, probabil, da, nu? Da, da. Pe lună? Da. Net, cum zice Giovanni, asta net. Mi -a fă, asta mi-a făcut uh, Neto. del bosche, dar gândește că la actor. Prima ofertă refuzată a fost de 2 uh, milioane jumate la semnătură. Adică tot 2 uh, milioane jumate la semnătură și am refuzat. A doua zi se duceau undeva spre 4, dar după aia și-au dat seama că eu nu vreau să plec. Erai la? La b Ah, la b da, și erai. Deci s-a dat Akmetov în prima fază 2 milioane 500 de dolari. Milioane jumate azi și bă, mâine deja bă, vorbea de aproape 4. Bani care ți intrau imediat, puteai să joci 10 meciuri să te cu banii ți intrau în cont. Nu, ei luam înainte să semnezi. Și cum ai rezistat? Adică numai ideea că... Că ești... nu te-ai seama că nu am jucat fotbal pentru bani? Pentru momentele astea când te recunoaște lumea pe stradă? Na, bun răspuns. Bun răspuns. Acum, ca antrenor, m-am lovit de niște situații jucători cu 3.000-4.000 pe lună care refuză să plece, stau într-un loc și se antrenează și mă gândeam așa la mine, am zis, Doamne... Că tu ai fost uh, un uh, sentimentalist. Exact, exact. Adică am jucat fotbal unde m-am simțit bine. Mm -hmm. Da, așa ca uh, traiectorie în cariera de jucător... Uh, știi cum sunt întrebările la clișeu dacă ai vreun anumit regret dincolo de faptul că poate avei uh, posibilitatea, ai și spus, să lucrezi cu Mourinho. E un regret, dar ceva care să, nu știu, să te macine la vremea, poate chiar și în prezent, când îți mai aduce aminte. Uh, e legat nu. de echipa națională că am arătat turneile, turneile finale și Copenhaga și Barajul Slovenia, acum. Uh -huh. Mergem la mondiale în 2002, toți aveam altă, altă traiectorie în, în carieră. Bine, noi oricum am Dar cred că momentul Copenhaga doare mai tare, deși vorbim de un european. Am plâns, am plâns la Copenhaga, am plâns jumătate de oră în baie, în baie am plâns, mi-aduc aminte pe Chivu și a venit Stelică. Stelică m-a ridicat de acolo, îmi țin minte toată viața mea, lucrurile astea, dar nu e și la Slovenia acum. Mă groază de ocazie, și aici și acolo. penalti ne-a acordat, a fost ceva. Ăla, bă, și meciul ăla cu l-am văzut la televizor cu Irlanda de Nord, cu Neamircea, antrenor. Nu a vrut să intre în poartă, foarte pur și simplu. Asta -a când? Neamircea a fost în 86. Ah, ok, ok. Chiar da. mă gândeam. Când? Pan, cu Neamircea, no, 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 Irlanda no, 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 de Nord? No, no, da, gata, am înțeles. Că așa, la echipa națională, da, niște da. comparații. Deci, practic, în momentele negative ale carierei tale, înseamnă barajul cu Slovenia, returul pe Gencia, da. după ce ei ne bat cu 2-1, parcă acolo. da. Și Copenhaga cu Urs Maier, care prelungește... Da. Acum era absolut normal să prelungești. Cât a fost atunci prelungit? A, -a, a, au dat 4 minute de prelungire și ne-au dat în 4 și 20 de secunde. Deci de bun ori... simț. Acum dacă te gândești la 4 minute, zici de mare bun simț. Da, atunci da. toată România luase foc și umpluse uh, omului uh, mail-ul da. cu uh, injurii. Așa a fost să fie. În mare rost, cert e că atunci jucam de la egal la egal cu, cu toate echipele astea din Europa fără niciun fel de problemă, fără niciun fel de complexe moșteneam din de la cei care au fost în generația de aur, încă mai erau componenți și în generația noastră, încă mai erau jucători. Eu am prins până la urmă și pe Gică Popescu și pe Adrian Ilie mm -hmm. și pe Viorel Moldovan și am prins mulți din Dorinel Munteanu, mm -hmm. adică din cei care au făcut cele performanțe în în America și ne-au transmis și nouă. Deci Lucrul ăsta nu mai vedem în ziua de azi. Noi nu aveam niciun fel de complexe, indiferent de adversari și o demonstram și la echipele de club în Cupele europene. Au fost singurele momente în care ai plâns după un meci? La fotbal mă refer, nu în. La plâns. A fost un plâns din la urât groaznic, frustrare mare, oftică. Am plâns mult de tot. Am fost greu de recuperat și la club și peste o săptămână jucam cu Lazio în Champions League. În campionat nu am jucat. La trei zile, da că mai fi plâns, dar nu, de maniera aia nu. Uh -huh. De maniera nu, aia, aia a fost, pentru că am avut și o glas de ocazii. Adică noi puteam să-i călcăm în picioare pur și simplu la, la propriu 6-1, 7-1, da. fără probleme. Deci, practic, marele regret ăsta este că n-ai apucat să joci la un turneu final. Exact. Că în rest ai luat campionat, ai luat cupă, ai jucat în Champions League, goluri la echipa națională, colegi celebri, dar turneul final îți lipsește. Exact. Din. Exact. Dacă ca antrenor așa crezi că vei reuși, uh, poate e stupice întreb, poate chiar utopie în momentul ăsta să răspunzi, dar să te apropii măcar de ce ai realizat ca jucător? Eu, că doresc, eu da. să depășesc. Da, dar vezi că începutul, e mai greu. ales că acum nu depinzi doar de știu reușitele știu, tale, știu atunci greu, la rapid da. echipa depindea de tine, da, de, dar de golurile nu tale. Cedezi, nu cedezi, nu cedezi și uh, acolo îmi doresc să ajung peste ca realizări. Doresc să devin cineva important în fotbalul european, nu doar la noi. Adică să câștigi campionate. spune cum ești acasă? Când nu mai ai treabă cu fotbalul, cu echipa națională? Unde? Tot la fotbal sunt. Da? Da. Tot la fotbal. Acasă și acasă? Sunt meciuri în continuu și Liga 3, dacă mă uit la un meci de Liga 3. Nu ai o altă activitate care să te scoată din zona asta, măcar câteva ore? Nu, merg la sală atât. Atât? La sală, mă antrenez acasă, ori la sală, ori merg în pădure. Adică Ți alegi, asta bă, e, Nu mai alerg, merg. M mă plimb, o oră, jumate, două, mă plimb. Și dacă vreau pentru tot nu să merg la, la sală, alte activități nu. Nu. E tot legat de, de fotbal. Nu abonat. gătești? Nu... A, abă, da. A, gătești, Bă, gătești nu? Abă, da. îți gătesc, place? gătesc, da, da, da. Mamă, și în pandemie mi-am descoperit niște talente de nu se poate. E ceva incredibil. Adică să ajung eu să fac ciorbă, nu credeam niciodată. Oricum nu mănânc, nu prea mănânc ciorbă, nu m-am omorât niciodată. Iar după ce am jucat în Italia, mai, mai deloc. Mi-aduc aminte și de aliment, ce alimentație aveam prin 97-98. câștigam campionate cu ciorbe, cu smântână, cu toate alea. Doamne! Dar acum mi-am descoperit niște talente în. mutu spunea tot aici, pe scaunul ăsta că face și sarmale. În sarmale nu m-aș băga, nu. n-am încercat. N-am încercat, cu toate că ar trebui să fie ușor. În mod normal ar trebui să fie ușor. Dar ți-am spus să gătesc ciorbă, nu credeam niciodată. Plus, alea ce le făceam dinainte, paste, risotto, o sobuco o milaneze sau ce mai vrei, fără probleme. A, deci, practic, la tine acasă, tu gătești. Nu, gătește și, și soția, dar timpul cel mai mult la disput eu l-am, pentru că ea e ocupată de dimineață până seară. Uh -huh. Doar nu weekend se mai întâmplă. Da, și place să, fa să faci asta, nu? Da. da. Uite, da. pandemia încă o. Da. Nu, pandemia din multe puncte uh, de vedere pentru dovadă că a fost benefică pentru unii. Pentru la unii? mine 100% benefică pentru că nu mai eram cu actuala soție. Sigur sunt de lucru ăsta. nu aveam timp să ne cunoaștem. Nu aveam cum pentru că are un program atât de ocupat de ia? Da. Nu se poate spune ce lucrează. Nu? Organizează evenimente. A organizează evenimente da, și tot da, timpul da. și atunci ne fiind evenimente. A vă... Exact, atunci a, a fost mort tot. Da. Păi și acum nu-ți lipsește? Sau v-ați obișnuit? Că dacă acum și-a reluat activitatea și organizează evenimente, înseamnă că e tot timpul ocupată și nu-ți lipsește? Sau M-am obișnuit, nu. Ah, da? Nu. Dar dacă se întâmplau lucrurile astea înainte de pandemie, nu aveam cum să mă obișnesc. Nu. nu. Și nu, nu o cunoșteam. N-aveam când să o cunosc. Practic, nu aveam când. Uh -huh. Dar spune, mai tenta... ai tentat, ai fost vreodată tentat prin prisma uh, potenței financiare uh, să te stabilești în altă țară? sunt mulți care au plecat, uite, Chivu spre exemplu, un exemplu foarte Regret bun și acum că nu mi-am luat o casă pe malul Bosforului, o prinsesem la un preț extraordinar bine, mai trebuia băgată în ea destul, dar era undeva la 700 de mii, mai trebuia renovată la 50 de metri de, de mare de, de Bosfor da un loc superb, exact sub unul din poduri din Fatih Sultan Mehmet Aia e, un, e, e o investiție pe care o, o regret foarte mult. Da, o luai ca o investiție și ca o casă sau ca da. o casă de vacanță sau să te stabilești acolo? Da, o luam șanse mari să mă fi stabilit acolo. În Turcia? Da. În rest, în altă parte n-ai avut. Nu. Chiar dacă n-ai jucat spre nu știu, nu. În Germania, nu, în nu, Franța? Nu, 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 nu. Păi singura țară în care m-aș putea stabili ar fi Turcia, nu? Da. 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 Am fost și de vreo două ori, dar am stat așa câteva zile. Adică nu pot eu să evaluez iubirea asta pe care o ai chiar dincolo pentru, de genul de acasă. E ușor să-mi să 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 găsesc o ocupație, de asta zic. Așa, să sunt lucruri foarte frumoase în Europa, dacă spui Grecia sau Italia mm -hmm. sau Spania. Mm -hmm. Da. Fantastice, senzaționale, dar a nu te cunoaște nimeni și ce se face. Dar spunem că în cazul tău chiar se. Nu că se aplică mai mult ca în alte cazuri întrebarea asta, dar puțină lume știe că în copilărie mama ta n-a fost de acord să joci fotbal. Da. Și întrebarea mea era ce ai fi făcut dacă dânsa uh, n-a ascultat de antrenor care a venit acasă să-l convingă pe tatăl tău și pe dânsa să să-i convingă să te lase la fotbal. Ce era cu astăzi la 46 de ani? Nu ar. știu, singurul lucru îți spun nu, de la... Îți plăcea ceva în afară de fotbal? Matematica, foarte, foarte bun la matematică, de acolo nu știu ce deriva. Nu știu ce s-ar fi întâmplat mai departe. Matematică? la matematică, da, până în clasa 4 patra. Erai bună? Nu, nu apuca învățătoarea să jumate de întrebare și vă răspundeam. Păi și presupun că și acum dacă te uiți așa... cum... foarte repede la... Dar dacă îmi dai și o ecuație din aia, bine, la alea simple nu mai, dar nu mai mi-aduc aminte. Dar așa la cifre imediat. Păi și nevastă am mă întreabă pe mine de multe ori. dacă e lângă mine... și a dat răspuns. Deci matematică? Probabil că erai, nu știu, inginer, mă gândesc. Da, păi pe atunci, bine, a venit uh, Revoluția, nu mai. E. Asta ca să nu se mai spună despre voi fotbaliștii, că sunteți toți cu Nike uh, sau cei mai mulți cu Nike redus. C Ai auzit, nu? Că fotbaliștii nu știu să vorbească. Am nu? avut colegi mulți bă, inteligenți, cum sunt, și da. din partea aia altă care erau foarte inteligenți pe teren. -că până, până, până la urmă, de acolo contează. Da. Genetic, de nativ, de aia ești fotbalist, bravo. Da. Spunem acum la, la finalul discuției noastre pe ce facem pariul tare de tot susținut de prietenii și de sponsorii de la Betano, un pariu care să aibă legătură cu viața ta, cu cariera ta, nu te gândi la meciuri, că nu da. vorbim de un meci, vorbim de un pariu de preferință realizabil adică un fantezist. nu fantezist, ai nu poți să-mi spui mie acum că îți doresc să câștigi ca antrenor Champions League, îmi doresc, e greu să hai să formulăm așa îmi doresc și doresc ca antrenor și o să câștigi campionatul cu rapid deci asta este pariul da. lui Daniel Pancu. Da. Că în următorii, facem pariu că în următorii... 10 ani. A, deci ai fost destul de generos. Da. În următorii 10 ani, Pancu va câștiga în calitate de antrenor campionatul cu rapid. Puteam să jur că uh, pariul se leagă de rapid. Și o să-i rog și pe cei care ne urmăresc acum să comenteze foarte, foarte mulți rapidii. Știu din mesajele pe care ne le-ați scris, mi le-ați trimis, adul pe pancu, adul pe pancu. Am reușit să-l aduci pe pancu în sfârșit și eram sigur că pariul se leagă de, de rapid. Ce să spun? Să-ți se împlinească acest pariu care da. în momentul ăsta are o cotă mare. Da. Are o mar. cotă foarte mare. Cu toate că n-ar trebui să mai fie așa de mare, pentru că rapid are toate condițiile în Prima ligă are. Bă... Infrastructură bună, banii probabil că vor veni din ce în ce mai mulți. Uh -huh. Și nu ca sub formă de pariu, ci ca uh, simplă întrebare. Când crezi că va apărea cartea? A cartea, nu știu, sunt. În cel mai. Uh... Peste 90% sunt decis. Da. O să mai vorbesc încă o dată cu. cu cei care o vor scrie și. Uh, ai luat să un... spună mai multe detalii. Uh, ai luat o decizie și în privința autorului? Nu, autorul știu de a, de 5 ani. A, a ok. Da. Autorul și de 5 ani. Deci, în, să zicem, în, tot în 10 ani, așa va apărea și cartea? Deci sau mai devreme? Mai repede, mai repede. Noi, dacă mă decid, mai repede. Mm -hmm. Și o carte care se anunță cu dezvăluiri pe care chiar nu le-ai spus nicăieri la niciun podcast. E, e, păi, bă, cred că mi-a mult timp să le, să le culeg. S să să mi le readuc aminte oamenii, mulți. Mm. -hmm. Îți mulțumesc foarte mult! Cu mare plăcere. Daniel Pancu, iată, în sfârșit, la tare de tot, dar așteptarea a meritat pentru că a spus foarte, foarte multe chestiuni care cu siguranță vă fac sau urmează să vă fac plăcere să le ascultați, să le vedeți și să vă uitați în continuare la noi, la acest proiect podcast. Mulțumim că ne lăudați, că ne apreciați, că în anumite privințe și momente pe bună dreptate ne criticați și, în ultimul rând, că vă abonați la tare de tot. Cu bine! Pe săptămâna viitoare!